Eu sunt Dumitru Ivanov, la momentul actual sunt consilier municipal. Astăzi mă aflu pe un teren care se dorea fi amenajat anul acesta de către locatarii din zona adiacentă bulevardului Dacia cu strada Taylor. Și oamenii ce au făcut? S-au strâns, s-au mobilizat, au făcut o schiță de proiect, au depus-o la primărie, au văzut că este mecanismul de bugetare civilă și au sperat că totuși, cumva, într-o final, aici va fi un teren de joacă bine amenajat, unde copiii noștri traumatizează și unde copiii se poate juca în siguranță. Locuiesc în cartierul respectiv de aproape 30 de ani. În tot cartierul nostru nu avem un teren de sport funcțional. Ci mai este încă unul și se află exact în starea în care îl vedeți pe ăsta. Acest lucru m-a făcut ca în anul 2022, în anul în curs, să aplic la proiectul, la programul cu bugetare civilă, cu un proiect pentru a schimba lucrurile în teritoriu. Deci pentru asta am invitat experți în construcția terenurilor sportive și mi-au făcut o ofertă comercială, deci după ce au examinat terenul, mi-au făcut o ofertă. Eu sunt de acord că să fie și un teren de joacă sau chiar și același teren de sport pentru copii. Am și eu băieți. Ce s-a întâmplat la moment? Asta a fost cam acesta, bugetul civil a fost folosit cu totul în alte scopuri și s-a dus de la scopuri al acestui proiect. Ori, în loc să avem proiecte de amenajare a spațiului public, de amenajare a locurilor pentru oameni, avem proiecte de PR pentru primar, dar nu ne-am oprit aici și eu am încercat să ajut toată lumea care a venit cu proiecte la primărie pentru ca să fac ceva frumos pentru acest oraș. Și noi din primăvara acestui an până în toamnă tot am bătut alarma și am cerut raportări și am cerut ca toate proiectele care au fost excluse din buget civil să fie implementate de pe alte linii de buget. Și recent, și ce e bine, și să vedem cât de sincer în general primăria, pentru că am văzut și declarațiile primarului general, care a spus că toate proiectele ar fi finanțate. Mai mult am primit și o notă informativă în care ni s-a spus că acest proiect, cel puțin vorbim despre proiectul de amenajare a acestui stadion, el se află mai la etapa de analiză la Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații și Direcția Generală Locativ Comunală. Acum doar timpul o să arate sinceritatea factorilor de decizie din primărie. Ori ea se mobilizează și a să cheltui banul public pentru ca să facă locuri de utilitate publică pentru oameni, ori în continuare o să trăim într-un oraș cu terenuri de joacă distrusă, cu terenuri de sport distrus, în care se fac trotuare, dar nu se fac lucruri care într-adevăr trebuiesc oamenilor, locuitorilor acestui oraș. Cel puțin noi mai departe o să ținem toți locatarii, chiar le mulțumesc locatarilor din zona străzii Taylor pentru că au pregătit un asemenea proiect, pentru că au muncit și pentru că ei au dorit să contribuie la îmbunătățirea vieții publice în acest oraș.